Gloria Berevoiești, Cimentul Valea Mare, Pravăț 3-0, Flacăra Boteni, Inter Aninoasa 6-1, AS Bughia de Jos, Partizanul Vlădești 3-0, New Times, Câmpul Lung, AS Schitu Golești 5-0, Sporting Mihăiești, AS Bălilești 6-2, AS Godeni, AS Stâlpeni Rădești 2-3, Real Vlădești, AS Dragoslavele 1-5, Inter Cotești, AS Lerești 0-2, Petrolul Hârtiești, AS Cetățeni 2-4. Gloria Berevoiești a câștigat și matematic această ediție de campionat, iar săptămâna viitoare va sărbători pe teren propriu acest succes, urmând ca din sezonul următor să evolueze cel mai probabil în Liga a 4-a.